Salut, eu sunt Sherry și bine v-am găsit la emisiunea noastră culturală educativă Vrei să fii milionar? Emisiunea de cultură generală unde, dacă răspunzi corect, câștigi nici mai mult, nici mai puțin de 1 milion de lei vechi. Și avem două echipe absolut mirobolante. Echipa vloggerilor, vă rog aplauze. Nu știu dacă ați observat, dar nu mai avem public de data asta. Momentan publicul încă nu a venit. În colțul opus avem echipa artiștilor. Așa că vreau să o mare gărăgie pentru Alexandra Stan, Luca, Mila și Rareș Mariș. Desigur, în partea aceasta, unicul inegalabilul Gami OS. Teo Zeciu, incredibil, chiar zbâr. Și desigur, fratele vostru aici prezent, Costi. Am legătura. Te simți pregătit? Ai legătura? Aici avem și niște pedepse. Dacă unul din concurenți a greșit, se poate sfătui cu echipa lui. Ori pierde 1 milion, ori face o pedeapsă. Simplu. Simplu, scurt, la obiect, cum ne place nou. Artiștii pregătiți? Foarte. N-au nimic. Acceptați și Revolut. Și să vedem, va începe echipa vloggerilor. Prima întrebare este pentru Shelly. Te rog. Câți ani aveai când Alexandra Stan a scos piesa Mr. Saxo Beat? Asta e întrebarea ta pentru mine? Da, nu e a mea. Deci câți ani aveam când a scos Mr. Saxo Beat? Băi, da. Eu chiar știam piesa de la radio. Eram prea mic. Și hai să facem așa, eu sunt născut în 2001 și după cunoștințele mele, Alexandra, sper să nu mă înșel, piesa Saxo Beat a ieșit în 2010 sau 2011. Hai, dăm variantele, Chiar mă, tu voi să răspunzi fără variante. Sigur, mă, sunt sigur. Îi dăm 1 milion jumate. Hai, mă. Nu vrei să-i dăm 1 milion? Bine, mă, 1 milion jumate fără variante. Da, hai, 1 milion jumate. Aveam 10 Deci aveai 10 ani 10 și născut ani. În 2001? Născut în 2001, 10 ani aveam. Bă, nici măcar nu e în variante că aveai 10 ani. Nu e în variante. Nu e. Hai să-ți dăm variantele. Păi asta, am greșit, aia mea, sunt. Aveai 9 ani, Shelly, piesa a ieșit în 2010, după calculele mele. Bravo, Alexandra, super. Ori nu știi când a ieșit piesa, ori nu știi când ești născut. Suntem pe minus 100 de lei. Era 150, aia 50 la mine, ca să fie corect pentru toată lumea. Se vede pe cameră? S-a auzit? Trecem mai departe la echipa artiștilor. Bună, Alexandra! Prima întrebare este pentru tine. Pe ce strâmtoare este situat orașul Istanbul? Bosfor. Variantele. Bosfor. Istanbul. Ne simțim noi la strâmtoare în situația asta de 1-0, dar hai, mergem mai departe. Deci ne-am câștigat, nu? Da, aveți un punct, felicitări artiștilor. Artiștii au un punct, arfiștii urmează. Hai, zi la arfiștii aici. Echipa arfiștilor. Haide. Următoarea întrebare este pentru Gami. Ia, Gami, hai să vedem inteligența din tine. Scripirea de geniu din tine, Gami, să vedem. Câte culori sunt în curcubeu? Hai, ușor, ușor. A, 6, B, 7, C, 8 și D, 9. Ce variante îmi dai? A, stai mai ușor, ce prost sunt. Nu mai țin minte că avem voie să ne șopim. Mai da, mă, nu, da, știu, dar lasă-mă dar să mai știu combinația aia. Lasă-mă să mai amintesc. Deci, câte culori sunt 7. În cur... Răspuns corect, ceva să le numeri. Cine mai ține minte de la școală? Rock Vaiv. Mai țineți minte combinația aia cu Rock Vaiv? O întrebare pentru Yuka. Câți ani ai tu? 17. A, nu erai născut. Al doilea război mondial a început pe data de 1 septembrie 1939, când armata germană a invadat. Variantele. A, Franța. B, Polonia. C, Austria. Și D, Danemarca. Ținutul secuiesc. Telefonul ăla, așa, o să așa. Telefoanele de jos de pe catedră, vă rog. În vlogul trecut ați avut o regulă pe care acum nu ne-ați mai dat-o. Să sunăm un prieten. Haide, mă! E deja... Vrei să suni un prieten? 0747. Dar pe cine sunați de curiozitate? Pe mine, mă sună pe mine. Pe Rareș. Bă, tu agăți și la filmare, mă? Alo? Alo. Cum a început al doilea război mondial? Germania a invadat Polonia. Germania a invadat Polonia. E sigur, mergi pe mâna lui, e și închis. Da. Nu mai poți să suni înapoi. Mergi pe mâna lui, ai încredere în el. Pare băiat de încredere. Bine. Răspuns corect. Bravo, Rareș! De fapt, stai, noi ce-i aplaudăm? Trecem acum din nou la echipa vloggerilor. Hai, Teo, mândria noastră. Vai, că mândrie, dacă eu m-am și amul conquistador, dar dacă nu-mi pică o întrebare de aia din copilărie, s-a dus. Costi, știi care-i faza? Ia zi. Te ascult. Teo, da. Întrebarea mea pentru tine este, care este cel mai mare animal din lume? A, gândesc Franța, B, A, scuze. Ce faci, mă? Balena neagră, balena albă, Ai, mă, lasă. Balena albastră sau... Deltaplan.
Cefalopodul. Cefalon subsolul. Da. Deci balena albă, neagră și albastră. Și am albastră. Știam ceva de asta. Nu era un trend în 2015 ceva. Dar n-ai voie să zici. Folosesc ceva, mă, sau răspund eu cum știu? Răspunde-mă după capul cum tău. Albastră, frate. Mergem pe albastră. Pe balena albastră. Da. Te-ai jucat vreodată? Nu. No. Asta e, mă. Era jocul ăla de acolo, știu eu, balena albastră. Ți-am zis. Nu te-ai jucat, că de asta ești aici, până la urmă. Și răspuns corect, vlogger. Este bine. Nu mai bate palma cu mine, că după aia zice că mi-ai dat bani. Da, după știi cum e. Este egalitate la răspunsurile corecte, dar voi aveți un răspuns în plus. Hai să trecem mai departe. Pentru Mira. Care din următoarele nume nu aparține copiilor lui Kim Kardashian? Mă, ce bă! Protestăm! Dar cine tu dacă știi? Mă, știți? Păi da, ea sigur știe. Păi da, zic. Adică, eu să știți că nu sunt cu lucrurile astea mondene, cotidiene. Perfect. Atunci azi eu. Vezi că am înțeles că are destul de mulți copii. Kim Kardashian? Da. Oh. A. Hai să vedem. Chicago, B. Sydney, C. Salm și D. North. Care nu e? Care nu e. Păi fii atent, Kanye West era din Chicago. Sydney? Și eu pe asta aș fi mers. Jur, nu știu. Mă jur că nu știu. Am așa o vagă impresie că țin minte de toate discuțiile alea pe internet unde râdeau că o cheamă Salm, asta chiar o țin minte. Asta Sydney nu îmi răsună deloc. Sydney, deci rămânem cu Sydney. Da, Sydney. Și este corect. Bă, dar acum se șoptește ceva. Câți bani au artiștii până acum în portofel? 3 bețe. Trei bețe? Corect. Trebuie să recuperăm și noi, să rămână banii aici. A greșit că... Shelly. Voi aveați datorii. E plătit datoriile lui Shelly, ce a jucat Shelly pe februarie, gata. Hai, Buzbâr, ești pregătit? Da. De câte ori a divorțat Ross din serialul Friends? Băi, trebuie, asta e o perfectă invers, adică... Da. Băi, deci jur că la Friends nu m-am uitat. Pot să sun? Îți dau numărul lui Cesima, o sun pe ea, te rog. Eu vă zic, da, ci dăm telefonul. Deci, ca să fie foarte clar, în acest show există două lifeline-uri. 50-50, să împarți variantele la jumătate sau suni un prieten. Acestea sunt cele două lifeline-uri, pot fi folosite doar o dată. Echipa de acolo deja și-a ars un lifeline, mai au unul singur. Întrebarea este următoarea. De câte ori a divorțat Ross din Friends? Ascultăm variantele. O dată, de două ori, de trei ori sau de patru ori? Ah, mersi variantele. De câte ori a divorțat Ross? De la una la patru, hai că știm că știi, bebe. De cât? De câte ori? De trei. E sigură? E sigură? Da. Caută pe net. Bă, știe! Răspuns final, de trei ori. Ce s-a, a fost fană serialului? Băi, eu nu. S-a uitat? Da. Răspunsul este corect. Da! Aici, bă, da? Urmează Rareș din echipa artiștilor, care va avea și el o întrebare din Friends. Nu eu l-am pus, nici eu n-am văzut. Te-ai uitat la Friends, Rareș? Absolut deloc, să moară Franța, știu atâtea chestii. Margin. Băi, puteai și tu să-mi pui o întrebare de asta, de istorie, de geografie. Nu vă mai luați de mine. Uite, s-a uitat Alexandra Stan, e și numărul ei, știi? Hai că sunt un prieten. Lejer. Să-mi faci mecheria de la Dan Negru, da? Să mă... Vrei? Să facem? Am auzit că eu luat și un premiu mare. Facem, deci, împărțim ceva. Da. Băi, să nu strângi dacă e corect răspunsul. Chiar nu, băi, nu, că voi... Și am eu că băi, masa bani. Verde. Ia dă-te, mă, că... Mă ne trebuie toate banii. Ia mâna de aici. Stai-ți, mă, așa, hai, zi întrebarea. Zi întrebarea. Domn Dan Negru, dacă vedeți asta, vreau să fiu ca dumneavoastră într-o zi. Hai, fără mână, hai, fără mână. Hai, că e 25% șanse. Cum o cheamă pe maimuța lui Ross din același serial? David, Ionuț, Marcel sau Alex? Aș zice că între David și Alex, nu? Deci, Rareș, concentrează-te. Da, primit-o, e varianta ce? Varianta ce e Marcel. Nu. N-ai trimis bine. Zic că îl chema Alex. Zici că îl chema Alex. Da. Mergi pe Alex. Merg pe Alex. Vrei să spun ceva sincer? Ai greșit și varianta chiar era Marcel. Varianta și ai trimis. Bine, bă! Bine! Acum, Rareș, ai pierdut. Ce alegi? Pierzi un milion, fetele astea au muncit, au fiecare cât un milion. Tu acum ai venit, le pierzi un milion sau... Faceți o provocare. Vă acceptați Revolut, că n-am cash. Eu accept orice, dar nu se pune la concurs. Facem provocare? Hai să facem provocare. Hai, bagă-le pe ce că erau fost fete de ședunzi. Hai să auzim provocarea. Vreau să vă duceți
la o persoană la masă și să-i spuneți că filmați un clip, vă lipsește o dansatoare sau un dansator. Mă, și învățați câteva pași frumos și apare la voi în clip. Da, faceți o piesă, imaginați-vă cât de tare a ieșit acum o piesă Alexandra Stan, Mira, Iuca și Rareș. Se numește piesa cumva, inventați voi un nume al piesei. Marcel. Faceți provocarea, o acceptați? Hai să mergem. Bun, hai la provocare. Multă baftă, vă urăm. Îmi pare rău, ce să fac? Ce să fac? Îmi pare rău, am sorry. Luați încet și sigur. Hai, am Alexandra. Am Alexandra, nice to meet you. Eu sunt Mira, nu știu dacă mă știi, când. Bună, vă știți piesa aia Nașpa de pe TikTok? Urmează să lansez o nouă piesă și trebuie să filmez clipul. Și am nevoie de cineva care să vină în spate și să facă așa. Poți să vii să mă ajuți? Da? Da. Mă ajuți? Sigur. We have a winner! Mă simt nașpa, nu vrei să mă mai vezi și poate de asta o să mă vezi dansând în club acum cu... Hei, ai încurajați-mă puțin aici! Asta-i. You make me dance, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat. Mulțumesc! V-ați descurcat, mă, sau? Păi... Da, mă, Costi, e clipul meu, punem acolo 200 de lei și... Ce dracu, doar știi că e pentru tine. Da, zic, frate, facem un combination, știi ce zic? Vezi că vine acum, vin festivalul, vine Neversiu, eu stau acolo în cartier. Ce ai, mă, Alexandra, de pe zic, adică... Vine bișprizul, mă! Stai puțin, mă, că vorbeam cu el, nu are treabă cu filmarea, vorbeam noi așa. Și să înceapă runda a doua, prima s-a terminat la egalitate, Shelly și Rareș au greșit în echipele lor. Mamă. Sper să vă simțiți prost. O întrebare pentru Shelly. Ia, frate, dă-o. Unde trăiesc urșii polari? La polul nord, așa? La polul sud, Antarctica sau polul nord și polul sud? Depinde, se duc în vacanță, e forie nord, e forie sud. Aș zice că urșii polari trăiesc, nu știu, sunt între Antarctica și polul sud. Deci mai zic mai dată, e urs polar. Pol, pol, a, sud, tare, pol. La unul din ei. Nu e urs antarctic. E bipolar, adică poate fi și bipolar la polul nord și polul sud. Bă, păi nu e urs polar, nu e urs bipolar. Hai, pune polul nord și polul sud, asta e răspunsul. Deci varianta D. Polul nord și polul sud. Ne-a băgat în pământ. Și ambele răspunsul este greșit, Shelly, din nou pe bă, în polul nord, la polul nord trăiesc, mă, dar n-ai fost, mă? Dar polul sud trăiesc pinguinii. Da. Și ghiși, dacă trăiau și urși polari, nu mai trăiau pinguinii. Da, că ieșea scandal. Rușine, poși, rușine. Rușine să vă fie. Stai să te văd pe tine, nebunule. Mi-a zis Shelly că vrea să facem multe ediții, le-a greșit pe astea două, nu cred că ne mai vedem niciodată. Da, nu, nu mai facem, vrei să fii milionar, e ultima ediție. Dați like acum cât încă prindeți emisiunea asta, că nu mai, mă las. Hai mă, facem pedeapsa? Nu facem. Am mai sărit peste o pedeapsă, mă. Hai să o facem, pedeapsa. Păi tu trebuie să o faci. Repet, suntem solidari, suntem vloggeri, noi colaborăm, apărăm în episoadele unul altuia, așa că cum să mă refuzați o pedeapsă? Zic Costi, pedeapsa. Pentru ce ai făcut, că te-ai făcut de rahat pe aici? Lasă-mă, că fanii mei știu că eu sunt deștept, bă, cu educația, cu aia, știți voi. Dar nu e ziua mea bună azi. Da, noi știm și Shelly, ce drăguț. Da, că te-ai făcut de rahat să mergi într-o toaletă aici în mall. Așa? Și să ceri, în separeu, să ceri hârtie vecinului. Haideți, mă, să o facem, hai să o facem. Puțină susținere, no, dacă se poate. Hai, nu vă supărați, nu mai e hârtie igienică aici, ați putea să mă ajutați, vă rog, cu puțină hârtie? Mulțumesc mult de tot. S-a rupt asta, puteți să mai îmi dați, vă rog? Cam dublu decât mi-ați dat acum, dacă se poate, că e ceva consistent. Bă, mi-e un pic rușine, vreți să vă mint, dar trebuie să mai închid din ușa asta, așa, să pară pe... Nu vă supărați, am rămas și eu fără hârtie aici, în baie, puteți să mă ajutați și pe mine, vă rog? Nu vă supărați. Ați murit? Sunteți bine? Bă, nu e nimeni. Nu e nimeni, mă, bă, ce m-a spus să fac, mă? Bravo! Costi! Cum a fost experiența? Ce zici, tata? Ce zici, frate? Să trecem mai departe. Alexandra, care este cel mai rapid animal din lume? Variantele A, ghepardul, B, jaguarul, C, BMW-ul și D, puma. Dacă e solo logic, e un singur animal. Sunt două mașini și o firmă de haine. Da. Bine, BMW-ul dacă e să o iei de pe mine e ca un tank. Bine, știți cum e, nu e armă ca eu, nici mașină ca BMW-ul. Referințe culturale. O să merg pe mâna mea. Ok, ia, care din ele? O să zic, hai bine, da. Asta. Și o să zic, a, ghepard, dar nu sunt sigură, bravo. Dar... Alexandra, trebuie să fii sigură pe tine. Bine, și dacă o să cer 50-50, dar nu o să cer. Sigură, doamne, lasă-mi pace! Da, deci Alexandra... Este sigură ghepardul ăla. E sigură pe tine. Răspuns... Sunt sigură pe mine. Corect, Alexandra, nu mai poți justifica.
Hai că vă cam îndoi, nu mai zic nimic. Trecem mai departe, Gami. Ia zi viața mea. Hai Gami, unde eu am greșit, tu să faci bine, să recuperăm. La ce ai dat bacul tu? Nu la geografie, de ce? Oh, perfect, da, frățior. Dar chiar mă, tu ai dat bacul la logică? Da, că sunt om logic, am luat 10 la logică. Zi mă, chiar am luat 10? La logică, da? N-ai dat la geografie, nu? Nici 1 milion ai vrut să dai. Hai să ce spun. Care este capitala Estoniei? A. Riga. Riga Crypto, aștept de la română. Vezi? B. Vilnius. C. Tallinn și D. Minsk. Să moară băieții mei, m-a închis, m-a făcut pământ de flori. Măcar două ore poți elimina clar. Care era prima? Băi, că mi-ai dau 5 variante, le-aș pe aleacă. Riga. Vilnius este varianta a doua, C este Tallinn și D. Minsk. Ce să zic, mă? Ce să zic, mă? Eu știu doar ce poate elimina. Bagă mâna în buzunar și poate... Degeaba te-ai întors de nu știu nici eu. Triviador acolo are și spate, zici și mie. Bine, a, Riga. Nici milion n-ai dat, nici bacul la geografie n-ai dat. Nici milion n-am luat. Nici milion n-ai luat. Dar ce era, mă, ce era? Să nu mă spun. Exact. Tallinn. Bă, ne bat de nu ne vedem, frate. Cât e scorul? 100 la 400, deci au 400 de lei. A, făcut Alexandra, are dreptate. Vloggerii au 100 de lei, 25 de lei, să ieși actul meniu de la Mac toți, să mănânce. Trecem mai departe, la Iuca. Tu ești șansa noastră, tineretul e viitorul. Ești pregătită, Iuca? Nu știu. La ce vârstă? A, nu mai e cu vârstă. Ating rechinii din Groenlanda. Ah, okay. Pubertatea. Hai mă, pe variantele. Bune. Băi, săraca fată. A, 50 de ani. B, 100 de ani. C, 150 de ani. Și D, 200. Deci adică am 50, 100, 150 și 200. Da, rechinii din Groenlanda. Acum cine a stat cu ei atâta ca să-și dea seama, nu pot să-mi dau seama. Și au ajuns la pubertate, la vârstele astea. Cine a stat, mă, cu ei în casa atâta timp și le dau coșurile pe față la vârstă. Au început să-și pună întrebări, știi, despre sex, despre astea. Deci o să, hai să zic că nu 50, că pare mai prea puțin 50. Exact. Nu știu, cum crezi? Zici tu 100 în cap? Mergem pe 100? Poți să te mai gândești cum vrei. Hai 150. Mergi pe 150? 150. Părea s-a schimbat așa la 150. Răspuns corect, 150. Mamă, părea s-a schimbat așa. Ei au 4 telefoane pe masă, noi avem unul. Teo, toată presiunea e pe tine, băiatul. Eu sunt fai de mine. Iar vorbind, nu știu dacă mai putem recupera diferența asta. Ați făcut 100 de euro. Da, felicitări. Cât avem, cât avem? 5 milioane aveți, sunteți 5 la 100? Sunteți 4. Și aveți 5 milioane. Păi și dacă terminăm pe minus, să-ți dăm ție bani Shelly sau cum facem? Mie. Stop, am zis. Hai să te vedem, Teo. Prima întrebare după a doua pagină. Îți ziceai că îți place matematica, a? E, acum știi cum e. Acum, că știi cum îmi e. Îmi plăcea că... când eram mic. Bine, hai că e o întrebare destul de ușoară. Cred că se face în clasa 5-a. Nici măcar a 5-a. Care este al 20-lea număr natural? A. 19. B. 20. C. 21. Dacă o găsești și asta, D. Nu există al 20-lea număr natural. Întrebare capcan. Dar de ce zici că e întrebare? Nu, scrie, așa scrie aici. Nu există. Uite, ți arăt, să nu zici, uite. Băi, deci știu că mulțimea numerelor naturale fac parte din astea fără virgulă și fără radical, da, și fără de astea. Da. Adică hai mă, Teo, 2, că 3, poți. 4 astea, dar nu mai știu dacă 0 din această mulțime și nici 1. N mulțimea mea. Nu le da 50-50. Bă, voi nu mi-ați zis bine. Nu mi-ai zis bine, mă, nu e ca tine. Bă, voi stați un pic, voi în primul v-ați șoptit. Nu ne-am șoptit, da? Această întrebare penibilă. V-ați șoptit? Eu nu sunt de acord cu ce mi s-a șoptit. Care e al 20-lea, da, număr? Păi dacă și dacă iau numeri? 0, 1, 2, 3, ajung la 21. Nu, ajungi la 21. Bă, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hai bă, Gami, ce faci? Ba mă, Gami! 19. Răspuns corect. Da, mă, da. De fapt, felice. Bravo, Teo. Bravo, Gami. Trecem mai departe. La Mira. Nu. Mă știu că e cu matematică. Da. Nu. Deci, câte cifre de 9 se folosesc pentru a scrie primele 100 de numere naturale? Ce? Da, stai că e simplu. Cât numărăm? Le numărăm pe degete, da, nevoie. Okay. Nu știu dacă ai atâtea degete, nu știu dacă avem toți atâtea. Adineauri, ăla zice ce înseamnă numere naturale. Avem variante. A. 18. B. 19. C. 20. Și D. 21. Hai pe degete, Mira. 18, 19, 20 și 21. 9. 20. Mira, mergi pe intuiție. Eu merg pe 20. Mergi pe 20, da? 20. Da. Răspuns corect!
Stai mă, cum? Bă, hai mă să le numărăm. 9, da? 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99. Deci la 99 tu ai 2, dar tu n-ai numărat bine. A, 99, adevărat, sunt 20, mă, da. Bă, n-ai nu... De ce să nu număr bine? Nu, mă, e bine, mă, de la 1 la 89, da? Sunt 9, da? Sunt 9. Da. Și după aia vine 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 11 și cu 9, 20. Da, mi-aș... Ei, doamna mama Rușeli, n-aș știu cât face 11 plus 9. Și credeam că ești bun la mate, bă. N-au nenorocit. Hai, Costi, hai, ești gata, Spir? Gami, vezi că e întrebare de logică asta. De logică? Da. Cu sap, sop, sip? Ce cuvânt este pronunțat corect când este greșit, dar este pronunțat greșit când este corect? S-a explodat creierul. Ok, variantele. Variantele sunt A, corect, okay. B, greșit, C, incorrect și D, nici măcar nu avem varianta D. E ușor. Gândește-o logic, uită-te în întrebare, în sensul ei, gen. Răspunsul de întrebare. Ce asta, stați puțin, e corect. Viața mea e numărat pe degete, numerele. Hai, lasă-mă. Dacă el are voie să numere pe degete, pot scrie și eu întrebarea pe telefon ca să o văd acolo, că... Nu, că cine știe cum îți scapă un safari și te-ai dus încolo. Să facem 50-50? Bă, nu există, păi, varianta D. Da. Ce 50-50? Nu, rămâne unul, scos două. Deci e pronunțat corect când e greșit și e pronunțat greșit când e corect. Da. Păi dacă e pronunțat corect când e greșit, înseamnă că e greșit. Da! 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 Bine! Nu a zis, deci înseamnă că e greșit. Bine, mă, hai, oricum sunteți săraci. Păi asta se face. Ia să te vedeți. Hai, meritați 100 de lei. Mergem mai departe, la Rareș. Presiunea mare. Bă, credeți că dacă știți cu vocea, știți și cu întrebările? Da, chiar știu. Câte filme are seria Harry Potter? Variantele sunt, ca întotdeauna, A, 5, B, 6, C, 7, D, 8. Să dau un 50-50? Da. Bă, dacă te-ai fi la pici Harry Potter ăsta. Bă, n-am văzut nici Harry Potter, extraordinar. 50-50, Costi, gata, locuim, lifeline-ul, mergem pe 50-50, nu vreau să pierd eu de două ori. Deci tu ai pierdut, ai luat și un 50-50, echipa asta, nu vreau să te simți prost, ai tras un jos, ai tovar. Băi, am răspuns la telefon, Iuca, ce ai? Da. Deci erai un prieten pe care l-a sunat, ai luat și numărul la fata, hai că pleci bine. Varianta C, 7 și varianta D, 8. Care crezi că e? Eu zic că sunt 8, varianta D. Varianta D, 8? Da. Mergi cu ea? Da. Răspuns corect! Yeeey! Deci, s-a terminat a doua rundă. Scorul este 700 de lei pentru artiști, 300 de lei pentru vlogger. Și acum la a treia rundă luăm mai mult și se scade mai mult, nu? Nu, e exact la fel. Hai, mă, să facem să fie mai avem o șansă, că așa n-avem nicio șansă, gen. Să întreb în producție, Shelly, le dăm 200? Vreți să majorăm stake-ul? Da, frate, la 200, mă, ca să avem șansă. Se joacă pe 2 milioane. Bă, aici vă rog eu frumos. Am chiria pe întâi, sunt varză. Hai, toată echipa aici. Ei, echipa proștilor. Răspunsul corect. Răspunsul corect. Răspunsul corect. Minus 200, răspunsul greșit. Începem runda a treia cu 200 de lei de răspuns. Hai să vedem, Shelly. Deci ai 300 de lei, da? Da. Hai să vedem cât îți rămâi. Care este capitala statului Nicaragua? Mergem acasă. Momotombo? Cum? Momotombo. Momotombo. Ah, Momotombo. Are Gami un vlog filmat pe acolo. B, Managua. C, Marabu. A lui Antonia. Și D, Mentirosa. A lui aia din Spania. Mentirosa. Hai să facem 50-50. Facem 50-50. Deci, cu ce te ajută, mâncațești? Da. Time 2. Bă, o s-o dau corect. Cu ce te ajută? Dau corect. Hai, mă, n-are nimic, folosește, lasă. Și variantele au rămas Shelly, Momotombo și Managua. Ai scăpat, da, de bravo, Antonia, ai scăpat de Spania. Bă, o să merg pe ce sună mai simplu. Sper să nu fie capcană. Capitala Nicaragua. Și au rămas variantele Momotombo și Managua. Managua. O să merg pe ce pare intuitiv și logic. Cum ai zis, Managua aia? Managua, da. Managua. Așa, așa, așa. Managua. Aia Managua. Aia că Momotombo, dacă e Momotombo, chiar plecăm acasă. Păi nu știai ceva de Momotombo, că ai zis că a făcut el un vlog cu Momotombo. Deci nu era. A fost o glumă, Alexandra. Hai mă, zi, plecăm acasă sau nu? Nu, Shelly, felicitări, mai rog două bețe. Prima. Și Alexandra, poți încheia această ediție cu 3 răspunsuri corecte sau poți rămâne pe 0, pentru că ai venit cu 2 întrebări de 100 de lei sau pierzi acum 200. Întrebarea este, cum o chema pe soția lui William Shakespeare? A, Anne Hathaway.
B. Scarlett Johansson. C. Diane Keaton. D. Emily Blunt. Și varianta E de la mine, Daniela Ciată. Mai știu da. Deci prima Anne Hathaway. Zici? Da. B. Scarlett Johansson. Da, ai ce făcut engleză să mă arăt băieții mei. Cu daia de serviciu. Doamna, serviciu. Era sportiv, a făcut engleza asta. La agricultură. Da, nu, adică Anne Hathaway nu e sigur că e actriță. Emily Blunt, că Diane Keaton sigur nu. Emily Blunt, de, da, e... Mergi pe Emily Blunt? 200 de lei, pe Emily Bagun Blunt. Deci mergem pe Emily, da? Emily Blunt. Ne ducem pe ea. E sigur, Alexandra? Da. Ți-ai făcut echipa mândră, ai fost capitan de echipă, să zicem, ai stat prima aici. E așa, sigur, zi, tu. Odată, kill me now, zi. Deci mergi pe varianta asta. Da, Emily Blunt, zi. Emily Blunt sau nu? Răspuns greșit, Alexandra, îmi pare. Egalitate, Anne Hathaway, chiar așa o chema. Da, chiar așa o chema. Anne Hathaway. Anne Hathaway, băi, Anne, frate, bă, la bar n-ai, mă. Engleza ta este ce ceva. Dacă vrei să faceți provocarea, da, dar eu vă sugerez să pierdeți banii, că nu mai stăm să filmăm atâta după aia. Da, facem provocarea. Provocarea mea pentru voi este să te duci la o persoană din mall și să-i spui că din liceu erai nebunit după ea, dar ea nu s-a uitat deloc la tine și credeai că ai trecut peste, dar iată că nu și îți dorești să începi o prietenie. Proba se termină atunci când vei convinge o persoană. Hai, hai la provocarea, ți-a ales provocarea, hai! Hai, baftă la provocare! Pe oricine sau? Șervan, ce faci? Salut! Haide mă că ne știm de liceu! Cum te cheamă? Mirabela. Tu deja? Da, ne știm. Îți mai aduce aminte? Da, sau? Ce zici? Poți să dau așa cu voi? Nu vreau să te deranjez, dar te deranjez un pic. Cadou? V-am deranjat un pic, dar să știi că nu te-am mai văzut de mult și am zis să te salut, că a fost drăguț în liceu. Da, mi-aduc aminte. Îți aduci aminte? În Troia, ai fost și tu, nu? Da. În Franța. Nu, mă, nu în Franța. Mi-am fost în Franța. Nu, nu. E posibil să te confund atunci. Mai lasă-mi și mie din ora. Ia cartofi, ți-am zis. Unde ai terminat? Scuze-mă. Mă țin follow back de 3 ani. Nu, stai, tu în ce an ai terminat? 2018, cred. Te-ai spus să mă întreb, nu știu, nu vreau să întreba. Hai, mă, pe bune, de... Și el de unde e? N-a fost cum ai inițiat. Păi aia zic că nu-l știam. De 3 ani mă țin follow back, mă jur. Dar nu ți-amintești de mine nicicum? Am vorbit? Da, eram în același liceu. Deci nu mă mai știi. E ok, asta este, ce să zic. Scuze, chiar scuze, nu am vrut să fiu aici. Poate-mi dai și tu back, cândva. Aie. Eu zic că se pune, vreți să vă mint? Am mers la o fată cu gagic, i-am zis că ești cu ăsta, eu zic că e cinstit. Hei, bună! Mai ți-mi minte când ești din liceu? Mai știi? Da, 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 am fost în Lobinescu, da. Exact, și eu la fel. Pa, ce mai faci? Care-i treaba? Uite, am mers mănânc și eu ceva pe aici, da? Acasă. Și eu la fel. Hai, te pup. Hai, te pup. Pa, pa, pa. Mers. A jucat rolul. Hei, bună! Te știu. Te-am văzut în liceu. Blazer, parcă nu sunt sigură. Ok. Din ce clasă ești? A 11. Eu am terminat anul trecut. Oricum te-am văzut de mai multe ori și vreau să zic că mi-a plăcut super mult de tine. O apreciez. Îți amintești de mine? Parcă așa de pe hol, nu știu de ce. Da, asta am vrut să zic. Bravo! Ai ieșit ceva sau? Am mai făcut rost de număr de telefon. Suntem la Gami. Care este cea mai mare cascadă din lume? Ca ce? Ca ce? Ca ce? Când te uiți la ea și zici, bă, ce mare. Deci, variantele sunt A. Niagara. B. Cascada Bigger. C. Devil Falls și D. Angel Falls. O să zic D. Mergi pe varianta D. Nu. Mai gândește-te un pic. Voiam să zic varianta... Nu știu, mă, ce variantă. Gami, ai zic ceva. Nu-ți mai asculta, colegi. Nu-ți mai asculta. Am realizat, dar ce fata asta cu toți. Gami, să n-ai încredere în nimeni, numai pe tine. Nu, mă, nu uite, mă, eu merg pe opinia pe asta, pe public. Da, Niagara, zi Niagara, că știe toată lumea. Gami, e sigur. Bă, nu sunt sigur, ți-e pare? Am eu față de om sigur. Răspunsul tău este... Niagara, mă, ia. Aia zic, bravo, băiete. Răspuns greșit, Gami. 200 de lei. Ai zis D. Era Angel. Pă, da, dar puțin, Angel, Niagara nu-i cea mai mare ca debit. Și nu m-am luat după zbâr, m-am luat după prostul ăsta. Pă, dar ți-am zis, mă, că e la D, mă. Doi olteni. Unul mai prost ca altul. Ferească Dumnezeu așa ceva. Dar chiar ce faceți? Pierdeți sau provocare? Facem provocare. Hai, provocarea este să mergeți prin mall să convingeți pe cineva să vă semneze pentru o cauză. Fiecare o să o las câte una. Prima este ziua de vineri să aibă 4 ore de muncă și ziua de luni să aibă 12 ore de muncă. O iau eu, sună simplu. Să schimbăm numele stațiunilor Eforie Nord și Eforie Sud în Eforie Est și în Eforie Vest. Ca așa vi se pare vouă că e logic și că așa se. Am, o iau eu pe asta. Tu te duci să schimbi eforiile, da? Strângem 100.000 de semnături ca să adăugăm Coliva la emojiuri. Ok, mă bag. Și tu e pe ultima? Să-l trimitem iar pe Mihai Trăistariu la la Eurovision, pentru că aia era muzica tată.
Nu, ce s-a ascultat acum. Deci hai, pentru freestyle-ul, hai să facem provocarea. Nu, mă, după și în viața mea, vreți să vă mint? Poți să te deranjez un pic? Am o propunere, am o cauză pentru care strâng semnături. Cauza mea e următoarea. Mi-aș dori ca ziua tineri să se reducă la doar 4 ore de lucru, ca să intri mai bine în weekend, să muncești regar doar 4 ore vinerea și ca recompensă lunea să tragi tare să ai ziua de luni 12 ore de muncă, dar vineri doar 4 ore. Ești de acord să semnezi pentru cauza mea? Facem o petiție, mergem la guvern, ziua de lucru 4 ore vineri, 12 ore luni. Da, 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 să fie în lege asta. Îți convine? Semnează aici. Eu sper să se întâmple, să muncești doar 4 ore vineri, la 12 ore lunea. Mersi și eu. Fii atent, am o afacere pentru tine, fii atent. Facem schimb de autografe dacă vrei. Tu îmi dai un autograf mie pentru o cauză și eu îți dau un autograf ție. Îți convine? Bun, deci fii atent, eu am nevoie să-mi semnez. Vreau să schimb numele de la Eforie Sud și Eforie Nord. Vreau să le schimb în Eforie Est și Vest, că așa e normal. Știi, așa e pe hartă. Semnează aici, dă-mi și mie un autograf micuț. Așa, perfect, bun. Și acum, uite, rup eu din foaia asta așa. Bam, bam, bam. Uite așa. Și îți dau eu un autograf, da? Și am făcut schimb de autografe. Bun. Nu vă supărați, mă lăsați să vă repez câteva secunde. Ok, deci avem aici o propunere foarte importantă. Probabil ați văzut ce s-a întâmplat anul ăsta la Eurovision. Și eu am fost trimis din partea TVR1 să luăm semnături ca la anul viitor să-l aducem pe Mihai Trestariu, pentru că el face cea mai bună muzică și să câștigăm cu el. Ce spuneți? Vreți să semnați? Uitați aici lângă TBA, dacă vreți. Și de ce crezi tu că venirea lui Trestariu? Că el am aproape mai câștigat. Acum am mai învățat. Ce am făcut mai multe conturi, am mai învățat. Vreți să semnați? Hai, să aici, lângă cealaltă semnătură. Am învățat mai bine până la urmă. Așa, hai să fie cu noroc atunci. 20 de secunde îmi dați și mie, vă rog. Deci trebuie să strâng 100.000 de semnături să facem și noi colivă, emoji, că n-avem. Îmi dați și mie câte o semnătură. Uite, colivă, emoji, petiție. Nu m-au pregătit ei foarte bine, dar... Sorry. Dar știu ce e aia colivă? Le explici tu? Colivă e prăjitura aia noastră. Gen de se face la când se dă de pomană, știi ce zic? Și vrem să facem și noi emoji la colivă acolo. Îmi dai și mie o semnătură? Mersi mult de tot. O zi frumoasă. Vă pup. Have a nice day. Am reușit, băieți. Trecem mai departe. La mergem înainte, Iuca. Că înainte era mai bine. Întrebarea este: care este capitala Pakistanului? Variantele sunt: A. Kabul, B. Beirut, C. Islamabad și D. Islamagud. Ce? Kabul nu e. Stai, hei, Rares, ce faci? Eu cu Mira vorbeam, n-avem voie între noi. Nu, nu, dacă vreți după, luați-vă numerele de telefon. Poți să-i răspund eu în loc ei? Da, cum să nu, și eu mă duc să vă plimb. Islamabad. Mergi pe Islamabad? Hai pe Islamabad să fie bun. Răspuns corect, Iuca! Aia zica, zica! Am cel mai grele întrebări din tot concursul ăsta. Ce ai avut aici e mai greu ca bacul, crede-mă. Aproape de final suntem, diferența este de 400 de lei, aproape artiștii 900, iar ei 500. Deci nu că le scadă 200. Avem? Tu nu mai ai Shelly. Mai sunt două de fiecare echipă. Eu nu m-am ocazia să greșesc, asta da. E bine. La următoare mă bag eu prezentator, ca paranteză, că îmi convine mai mult. Păi și eu mă ce fac? Tu te faci concurență, te vedem că prea faci poliște. Teo, da. Cine a fost primul prim-ministru al României? Nu știu, sigur, dacă știu, iertați. Hai să-ți dau variantele. A. Barbu Catargiu, B. Lascăr Catargiu, C. Petre Roman și D. Paul Surugiu. Primul prim-ministru. Tu dai seama, era și primul și era și prim-ministru. Deci îmi sună cunoscut B și C. B și C sună cunoscut. Am în vere să nu pierdem, lasă dragul de treabă. Amă, dă-o cum îți vine. Două oricum, dar nu da de gare. Băi, știi care e faza? Cred că trec pe la... B, mă, a zis B. Tu ai zis că știi, tu ce variant ai zis că este? Doar sunt curios, bine, mi-ai zis fuego A sau de, ce? Fuego de. Mi-ai zis A, acum ai zis ce, care a, rămâne? A. Rămâne A, Barbu Catargiu sau rămâne Petre Roman? A, Barbu Catargiu, zici tu că a fost. Deci rămâne B, da, Lascăr Catargiu. Te plimbi cu mașina des pe acolo? Cred că da. Că de-aia îmi sună cel mai cunoscut dintre astea. Și de asta este răspunsul greșit. Este Barbu Catargiu. Bă, nene, nea, nenorocit. Bă, dar și mie greu mi-a sunat sas. Ce să zic, băieți? Nu mai e nici YouTube-ul ăsta cum era. Nu se mai fac bani cum se făceau odată. Deci ați ales să pierdeți banii, da? Păi nu mai faci, nu mai. Da. 300 de lei vloggerii, 900 de lei artiștii. Ați auzit? I-ați par pe TikToker dacă ăștia nu vă jucați. Mira, ești gata pentru următoarea întrebare? Da, nu mai pot de gata ce sunt. Ce oraș are ca emblemă mica sirenă? Ce? Există așa există, ceva? Există, da, că nu o zicea că era. Variantele sunt A. Malmo, B. Tromso, C. Haga și D. Copenhaga.
Le știi așa, le vezi pe unde sunt? Ia o logică, e o mică sirenă. Mica sirenă, unde trăiești? Cine a ales întrebările astea? Cine a ales întrebările astea? Că îl am în vizor, îl am în vizor, îl am în vizor. Deci, mai zi-mi o dată, te rog. Deci, Malmo? Nu. B, Tromso? Nu. C, Haga? Aha. Și D, Copenhaga. Aha. Deci jur că o dau la prezneală total. A. Malmo? A, Malmo. Rămâne Malmo? E greșit, da, auzi, știu sigur că e greșit, dar nici nu știu. Hai, gata. B. Adică Tromso. Răspunsul este greșit și Malmo era greșit. Copenhaga are o mică sirenă pe... Bine! Oare pe bravo! Pierdem bani, nu? Pierdem bani. Da. Nu mai facem provocări. Deci dacă mergeam pe intuiția mea când am zis nu și după aia, aha... Bă, mai e o șansă să termine egal. Mai este o șansă să termine egal. Dacă Zbâr răspunde corect și Rareș greșește, cum îl știm, va fi egal și va fi un meci spectaculos. Finală Champions League. Dăm la penaltiu. Deși atent, le-am dat bine pe toate până acum, asta o dau greșit. Lasă-o dracu. Hai, Zbir. Întrebarea mea pentru Zbir este întrebarea care poate spera la egalitate pentru echipa vlogărilor. Înțelegi? Întrebarea mea pentru tine este legată de Harry Potter. Câte cărți are seria Harry Potter? A. 5, 6, 7 sau 8? Da, 5, 6, 7 sau 8. Ce mortu? Da, da. Ok, deci am câte fost... Câte cărți? Aici, de aici poți să fac doar o deducție, nu mai am voie nici să suni, să întreb pe nimeni, nu? Nu. Totul este pe bilele tale. Deci o deducție logică, din câte am înțeles, au fost 8 filme dintre... și ultimul film avea 2 părți, deci 7 cărți. Bravo, mă. Aia mergem. Mergi pe 7 cărți? 7 cărți. Și nici n-a luat variantele, nu? Ba, da, le-am zis. 5, 6, 7, 8. Bun, n-am avut variante, n-am avut variante. Zbâr răspunde corect! Hai, că mai avem o șansă, mai avem o șansă. Rareș, nu e, mă, presiune. Hai, toată lumea acolo. Nu e presiune. Hai, la presiune, la presiune. Hai, șefule. Hai, așa. Rareș, întrebarea mea pentru tine. Eu joc în Champions League. Ție egalitatea. Nu. Rămâi aici cu echipa ta. Marchez, colț dreapta dau colț dreapta. Nu-i zice la portar. Nu e multă presiune. Tot stadionul e în picioare, Rareș. Se uită la tine. Corect, întrebarea este, în ce oraș ucrainean a avut loc dezastrul nuclear? Variantele. Lasă-o așa. Chernobyl. Chernobyl. A. B. Pripyat. C. Kiev. Și D. Odessa. Ăsta de acum sau ăla de demult? Nuclearul. A, de acum. Mai pun o dată întrebarea. Dezastrul nuclear, parcă, nu? Orașul. Primul care era? Chernobyl. B. Pripyat. C. Kiev. Și am D. Odessa. O să zic B. Pripyat. Mergi pe varianta B. Pripyat. Răspuns corect! Colț dreapta. Colț dreapta. Rareș marchează. Dar știi că dacă înșeam ești în Chernobyl? Ne-au rupt pe picior, vreau să felicit artiștii care au demonstrat că le merge mintea de cel puțin 3 ori mai bine decât de merge nouă. Ne-au rupt pe picior, la următoarea emisiune Vrei să fii milionar, eu o să mă bag prezentator, concurent, nu mai vin, concurent nu e de mine. Nici eu nu mai vin. Nu mai trebuie să vin eu, că eu am fost, deci eu îmi cer scuze față de echipa mea, am fost varză rău de tot. Nu uitați, fraților, robiți acolo butonul de like, dacă așa din miră măcar să dați like de data asta. Apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări de fiecare dată când postăm. Le mulțumim foarte mult invitațiilor noștri, Alexandra Stan, Iuca, Mira, Rareș, Costi, Zbâr, Gami, Teo și prostul satului, eu am fost Sherry, v-am pupat, pa! Și prostii, mă!